De aceea a adus pe lume un puiuț, nu trebuie să-și caroteze viața de niciun fel. Ba din contră, ăla este momentul când trebuie să strălucească. Trei dintre ele în platoul de la Neața în ceva momente. Astăzi hotărâm cine este cea mai sexy mămică din România. Acuză. Mă gândeam la Formula 1 și Ramona a învățat două cuvinte în franceză. Le croissant și Leclerc. Leclerc. Hai să vorbim despre vremea asta frumoasă și faptul că oamenii încep din ce în ce mai mult să se plimbe și își au și prietenii patru pe zi la plimbare. Vorbim despre căței de talie mare. Adina are mai multe detalii. Ne spune cu ce elemente ar trebui să ieșim atunci când luăm prietenul nostru la plimbare și la o plimbare mai lungă. Pentru că la câinii cu talie mare clar există niște reglementări și niște obligații. Bună dimineața, Adina! Bună dimineața, Cuza, bună dimineața tuturor. Este într-adevăr o vreme absolut superbă pentru plimbări. Nu e de mirare faptul că Parcul Tineretul este plin la această oră de câini, câini cu stăpâni. Însă alături de mine sunt și instructori canini cu niște căței mai speciali, pentru că vorbim de câini de talie mare și gigant. Iulia alături de mine, dar și Mihai și Robert, toți sunt instructori canini. Bună dimineața. Bună dimineața. Iulia, spune-ne întâi cam ce înseamnă câine mare și câine gigant așa în termen de kilograme. Aici avem un câine gigant sau molosoid. Este pui încă, are 9 luni, dar în același timp are deja 40 de kilograme, se duce până spre 50 la talie adult, da? Femelă fiind. Acolo avem un câine de talie mare, Akita Inu, cel blănos, Fuki, care este un câine la 30 și un pic de kilograme, este talie mare, nu gigant. Diferența între ei este că aceasta este evident mai mare ca talie și este un câine care, de care trebuie să avem grijă până când se dezvoltă total, în ideea de a nu răni articulații, de a nu face sărituri puternice și alte lucruri de genul ăsta. Avem și un labrador negru extraordinar. Spune-ne care este greutatea lui. La Fred, la 3 ani și jumătate, greutatea lui este de 38 de kilograme și mai avem încă o cățelușă de 3 ani, talie medie, Luna, un metis de amstaff, 22 de kilograme. Am crede că tocmai faptul că sunt atât de corpolenți, acești câini sunt greu de plimbat, dar greutatea lor pune probleme sau caracterul? Iulia. Pune probleme mai degrabă faptul că nu avem instrumentele potrivite pe ei și nu îi educăm poate de când ar trebui să educăm, și anume de mici, da? Ce se întâmplă este că nu avem ham, după cum vedeți, pe niciunul dintre ei. Marea majoritate a stăpânilor își plimbă câinii pe ham și atunci controlul lipsește, pentru că acest instrument nu este făcut pentru a controla un câine, ci pentru a-i da libertate să se miște și să tragă în voie, cum ar face câinii de sanie sau cum ar face un câine care te trage pe role, de exemplu. Deci, da? Practic, ce are această lesă? Un astfel de instrument este mai recomandat, mai ales la câinii de talie mare, pentru a putea comunica mai ușor cu ei. În momentul în care eu fac un pic de tensiune, lesa, da? Se strânge. Exact, și atunci ea înțelege ceva, comunic ceva cu ea, da? Și în momentul în care relaxăm, ea se relaxează. Da, și înțelege că poate să facă ce vrea, este în libertate sub o formă sau alta în momentul în care relaxăm lesa. Da? Este un instrument care ne dă o comunicare alb sau negru cu câinele. Negru nu e bine ce faci, alb este foarte bine, poți să faci în continuare. Da? Ceea ce, din păcate, un ham nu prea ne dă. Da? Însă buzunarele voastre sunt pline de bunătăți și asta înseamnă că tot pentru controlul câinilor au fost aduse aceste... Bineînțeles. Noi când vorbim despre câini ne gândim într-o totul holistic, de la tot ce este bine pentru ei, inclusiv partea de mâncare. Avem un buzunar, masa lor de acasă, boabele lor clasice, o hrană de bună calitate, combinat cu trituri de bună calitate de la niște parteneri foarte sănătoși. Dar dacă nu avem partea asta la noi, putem să mergem din nou pe chestii naturale, fie un morcov, fie un ardei, fie o bucată de măr, astfel încât putem să le oferim câinilor noștri partea de recompensă atunci când fac ceva bine. De exemplu, în contextul dat, ei sunt cuminți. De exemplu, îi recompensăm cu boi fuculin. Și foarte pe scurt, la Robert, aș vrea să-mi spui cum gestionăm întâlnirile cu alți căței și mai ales cei mici, pentru că știm că aceia sunt și cei mai răi. Nu are treabă cu cei mici că sunt cei mai răi, cei mici sunt cei mai umanizați, cei mai iubiți, să zic așa. Toate întâlnirile între câini trebuie permise bot în bot, față în față, pentru că întâlnirea față în față înseamnă două lucruri, provocare sau invitație la joc. Mulțumim tare mult, tocmai de aceea este necesar și concursul stăpânilor, trebuie să știe și ei regulile acestea, să aibă și ham, să aibă și lesă, să aibă și acele goodies, cum le zicem noi, acele bunătăți care sunt folosite drept recompensă pentru comportamentele frumoase, cum au acești căței în acest moment. Cam atât de aici, dragilor, să vă bucurați de soare! Mulțumim! Chiar e o zi bună pentru ieșit cu pretextul câine, bineînțeles!
Când e frig și urât afară, suntem pe modelul, bă, eu n-aș fi ieșit, dar ăsta. Acum e pretextul cățel. De fapt, căutăm soluții să stăm afară.